Ministrul ceh de externe Jakub Kulhánek, ministrul slovac de externe Ivan Korkok și ministrul german de externe Heiko Maas au sosit în Israel la invitația ministrului de externe Gabi Ashkenazi. Ministrul ceh de externe a declarat că vizita sa este, cităm, în primul rând o demonstrație a sprijinului neclintit al Republicii Cehe pentru Israel în aceste vremuri dificile. Israelul are tot dreptul să-și apere cetățenii împotriva atacurilor teroriste. La fel și ministrul slovac de externe a recunoscut dreptul Israelului de a-și proteja cetățenii împotriva atacurilor Hamas, dar și nevoia de oprire a ostilităților prin diplomație activă pentru a evita alte victime nevinovate. Ministrul german de externe a declarat că vizita sa în Israel este o dovadă de solidaritate, deoarece Israelul trebuie să se apere împotriva rachetelor Hamas. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a acuzat Hamas de comiterea unei crime duble de război pentru că se ascunde în spatele civililor palestinieni ca să poată lovi civilii israelieni. Până în prezent, islamiștii palestinieni au lansat aproximativ 4200 de rachete către comunitățile civile din Israel și numărătoarea continuă. 200 au fost lansate în ultimile ore. IDF a spus că sistemele de apărare aeriană au reușit să intercepteze aproximativ 90% din rachete, totuși se înregistrează zilnic lovituri directe asupra clădirilor rezidențiale. În ciuda atacului cu rachete persistent și nediscriminatoriu îndreptat către comunitățile civile din Israel, presiunea internațională continuă să crească asupra Ierusalimului pentru a pune în aplicare o încetare a focului. În a patra conversație telefonică purtată cu președintele american Joe Biden, acesta din urmă a modificat susținerea necondiționată a Washingtonului pentru dreptul statului evreiesc la autoapărare. A cerut în mod clar o diminuare semnificativă a focului începând cu ziua de azi. Înalți oficiali israelieni au declarat pentru TV7 că operațiunea împotriva Hamas a ajuns la sfârșit, infrastructura militară a grupării teroriste fiind grav afectată. Israelul și grupul terorist palestinian Hamas ar putea ajunge la încetarea focului în următoarele ore, relatează Wall Street Journal. Negociatorii egipteni au înregistrat progrese în discuțiile cu Hamas și Israel, iar armata israeliană a recunoscut în mod privat că este aproape de a-și atinge obiectivele militare în fâșia Gaza. Totuși, presa israeliană a informat joi că Hamas are încă suficiente muniții cu rază lungă de acțiune pentru a putea lovi localitatea Tel Aviv. În ciuda optimismului privind o încetare iminentă a focului, situația este foarte fragilă și există îngrijorări cu privire la faptul că membrii jihadului islamic palestinian nu vor accepta încetarea focului. Netanyahu a declarat ambasadorilor străini că Israelul nu se grăbește să pună capăt campaniei sale împotriva țintelor Hamas din fâșia Gaza. El vrea să se asigure că odată ce oprirea focului va fi implementată, organizațiile teroriste palestiniene vor fi descurajate să mai înceapă în viitor astfel de acțiuni împotriva Israelului. Federația Spaniolă a Entităților Religioase Evanghelice, denumită FRD, este instituția care reprezintă bisericile evanghelice protestante în relația cu statul spaniol. În adunarea sa generală din 2021, reprezentanții cultelor și organizațiilor bisericești din Spania au ales-o pe Carolina Bueno, un avocat cu experiență în domeniul libertăților religioase, ca noul secretar executiv adjunct. Este prima femeie care deține o astfel de funcție. Carolina Bueno lucrează ca expert juridic pentru FRD din 2002, sprijinând bisericile locale în chestiuni precum deschiderea lăcașurilor de închinare sau acoperirea drepturilor sociale pentru pastorii evanghelici. Provenind din Biserica Catolică, în timpul studenției a ajuns să înțeleagă mai bine mesajul Evangheliei. A luat legătura cu grupurile biblice universitare din Spania. Citind Biblia a ajuns la o cunoaștere mai profundă și personală a lui Isus. Acum, cu ajutorul experienței profesionale de avocat, dorește ca în mandatul său să apere libertățile religioase ale tuturor, dar mai ales ale evanghelicilor, pentru că aceștia sunt mai puțin cunoscuți societății spaniole, iar numărul lor este în creștere.